la Calais, când am deschis verific remorca, scândura asta aia de la mijloc era căzut peste marfă. Și cum acum eu înțeleg de ce. Pentru că emigranții au pus piciorul, scândura asta pe scândura asta, s-a suit, a tăiat remorca aici, tavanul, o tăiat și a ieșit pe aici, prin gaura asta. Și eu, când stăteam în butiaj, când așteptam vaporul, m-am suit între remorca și camion, acolo sus, și m-am uitat dacă nu-i tăietă. Și nu era tăietă, era tot ok, iată și acum e tot în regulă. Dar din capul ăsta din față, la remorcă, în capul și ăla nu se vede. Pentru că tăietura asta din partea asta din față era deasupra la cei din spate. Se primește că tăietura asta, ea, care latura asta tăiet, iată, și de partea asta, știi? Nu s-a observat. Dar acum la descărcare am observat. Și mai scurt, acum e clar de unde, cum au ieșit acei patru indivizi, patru imigranți, fără ca să deschidă ușile. Pentru că noi cu Igor ne-am parcat și până am făcut un ceai. Mai scurt am înțeles care au fost modul lor de gândire. Noi am stat acolo parcați, după asta a venit, ne-a lungat poliția și noi am făcut un cerc. Am ieșit, m-am dus la, am trecut 3 sensuri giratorii, m-am întors fix în loc cealaltă de unde m-am pornit, numai câțiva metri mai într-o parte, la benzinărie. Și dacă era sâmbăt, eu tras concluzia că noi ne-am parcat în altă parte. Ne-am parcat în altă parte să facem weekend-ul. Și s-a gândit că n-are sens stai ei în remorcă, pentru că scopul lor e să duc la Anglia. Ei de cu sara, o stat atât noapte, au dormit în remorcă și sara, dimineața, au văzut că noi ne-am parcat, am început să discutăm, să bem ceai și gata, am înțeles că noi începem să facem weekend-ul. Și eu tăiet, s-o suit, iată, scândura asta și pe asta a plecat. Scândura asta era căzut peste marfă și nu înțelegem din ce cauză. Dar acum ne-am dat seama. Nu știu, tur mari. Numai dau ne aduc. Am pus să dau din față la afară. Și am mers așa mult timp. Mașina asta e de metal volnic. E foarte periculoasă. Zgârie camionul dacă nu ești atent. Foarte repede și pe aici. De o palmă. Nici o palmă nu încarc, iată. 3 deci. Iată așa de 3 deci. 3 deci de lățimea. Am dat de afară până în cap primul și în fața mea mai este un camion. 15, 30, 40 de metri. Mă urc între camion și remorcă, nu se vede tăitorul și să mă duc și acolo. Uf!
pus în el. Thank you.